Petrescu și Attila Hatnagy la centrul terenului vor da lovitura de start pentru oaspeți. Așadar, a început Dinamo FC Botoșani, meci din etapa 16-a a ligii întâi, cu o favorită certă Dinamo după forma din ultimele partide și o echipă a Botoșanului care încearcă să își revină din această cădere. Centrarea lui Cosmin Matei, Dragoș Grigore a sărit pe sub minge, este acolo Curtean, jutează Curtean însă în blocaj și cei din Botoșani reușesc să degajeze, apoi a urmat șutul cu stângul mult peste poarta lui Steliano Filip. Început bun pentru albroșii. Dinamo este în creștere și din punct de vedere al jocului, nu numai al rezultatelor. Bacar joacă din prima, Curtean îi așează această minge lui Elton, trage Elton, însă nu o face peste poartă. Cred că este prima acțiune pe care o finalizează Dinamo, chiar dacă acest șut a trecut mult peste poarta lui Perianu. Blocaj Dinamo rămâne în jumătatea Botoșaniului. Elton către Țucudean, pătrunde în Tareu, nu are cum să obțină lovitură de la 11 metri. Cred că va vedea cartonașul galben dacă a oprit jocul Ișvan Kovaci. În mod normal și-a lăsat piciorul în spate, s-a văzut destul de urât la această fază. Dacă a oprit jocul Ișvan Kovaci, cartonaș galben pentru Țucudean. Dragoș Grigore, golgheterul lui Dinamo, cu 4 reușite, încearcă să o aducă în avantaj pe echipa lui Flaviu Stoican. Foarte concentrat Grigore, șutează peste zid, mingea este deviată în corner. Continuă presiunea la poarta lui Perianu, a plasat bine balonul Grigore, însă a fost deviat ușor de zid. Da, nu se ducea rău. O pătrunde în care însă s-a dus un pic în lateral, centrează către Vraciu, un șut acum deviat și mingea ajunge în brațele lui Cristi Bărgădean. A primit un șut pe spațiul porții reușit de FC Botoșani. Nu știu dacă Dinamo se poate mândri cu o asemenea performanță în această primă repriză. Nu mai aduc aminte de vreun șut prins de Perianu. Minge deviată acolo de Țucudean pentru Șerban, greșește Axinte, Matei pe linie joacă pentru Hatnagy. Botoșan l-a prins curaj, bun acest călcâi pentru Patache pentru Filop, un șut acum pe lângă poartă. Ocazie pentru FC Botoșani, Filop trimite pe lângă poartă dintr-o poziție destul de bună. Iată o acțiune de atac care curge bine. Până la urmă Botoșanul a avut cele mai bune ocazii în această partidă. Dar un pic cam tare pasa dată de Patache pentru Filop și un pic în spate, incomodă pentru Ișvan Filop. O centrare acum în careul Botoșanului, șutează Țucudean, mingea este blocată și apoi rea același Țucudean pe lângă. Ocazie mare și pentru Dinamo, minutul 43, noi îl vedem pe Cătălin Munteanu aflat la încălzire, iată. O minge trimisă de Cosmin Matei, Țucudean trimite în blocajul lui Ciprian Dinu și apoi rea pe lângă poarta lui Perianu. Rămâne Dinamo FC Botoșani 0-0. Iată, ocaziile încep să apară în Ștefan cel Mare. Lazar cu o centrare pentru Țucudean, încearcă să se întoarcă Țucudean. Țucudean îl întoarce acolo, Țucudean, gol! Gol superb marcat de George Țucudean, care l-a întors pe toate fețele pe ursul și marchează cu piciorul stâng. Dinamo deschide scorul în minutul 55, nu a profitat de omul în plus când Axinte a fost pe margine, însă iată o acțiune inițiată de Lazar, un dribling excelent al lui Valentin Lazar. Și Țucudean, cel care a marcat golul victoriei cu gaz metan media și sparge gheață. Iată trecerea lui Lazar, superbă, pe lângă Axinte. Iar aici Țucudean odată îl întoarce, a doua oară îl întoarce pe ursul și finalizează.
Este al treilea gol marcat de Țucudean în acest sezon din Liga 1. Celelalte două au fost marcate tot în Ștefan cel Mare cu Concordia Chiajna și cu Gazmetan Mediaș. Țucudean o aduce în avantaj pe Dinamo, un gol foarte important pentru echipa lui Flavius Stoican. Și Dinamo scapă de presiunea care apăsa asupra sa după o primă repriză mai puțin reușită, aș putea spune chiar dezamăgitoare. Botoșaniul, iată, a rezistat bine peste 50 de minute, însă este prinsă pe picior greșit această acțiune a lui Valentin Lazar. Așvari trimite mai departe, Tăban greșește, Rotariu, trage Rotariu pe lângă poartă, neatent George Tăban. Putea să mai meargă aici Rotariu, putea să caute o pătrundere, să ducea cu mingea direct pe Ursul, fundașul central. Roitor urmărit de Bubacar, o pasă pentru Hadnagy în poziție de șut, Hadnagy își închide însă unghiul și trimite peste poartă, spre disperarea lui Valeriu Bordeanu. O acțiune oricum frumoasă a botoșenenilor. Între timp Ionuț Șerban a rămas căzut în jumătatea de teren adversă. O nouă accidentare l-ar forța pe Flaviu Stoican să facă și ultima schimbare. Top trece de Rus, îi trimite lui Hadnagy. Hadnagy intră în careu, Hadnagy combină cu Cârjean, Hadnagy își deschide unghiul de șut, blocat în ultimul moment, Grigore acum și reușește Steliano Filip să-l blocheze pe Vraciu. Va fi lovitură de colț pentru moldoveni. Încă o dată această fază în care Hadnagy s-a descurcat de minune. Iată ce liber aștepta Vraciu, o pasă de la Hadnagy care nu a ridicat însă privirea din pământ și nu l-a văzut pe coechipierul său foarte bine plasat. Apoi s-au închis acolo culoarele lui Vraciu, blocat în ultimul moment de Steliano Filip. Dar iată și reacția lui Valeriu Bordeanu. Troitorul spre Otilo Hodnoghi. Hodnoghi care și intervenția lui Bărgădean la reluarea lui Cârjean. Șansă mare pentru botoșani de a restabili egalitatea. Moldovenii ceva mai devreme, iată-l pe Luchin neatent aici, îl lasă pe Hodnoghi să se strecoare prin spatele său. O eroare impardonabilă pentru un fundaș central. O nouă modificare la FC Botoșani, a ieșit Vraciu, cred, pe partea opusă, da? Și a dus la marcare un autogol aici, un corner executat de Croitoru. Să vedem cine a reluat acolo cu capul, Dinu, s-ar părea că este. Să vedem, într-adevăr, Dinu apare foarte bine la colțul scurt, trimite însă peste poartă, pe lângă poartă, această reluare. Da, Botoșanu l-a încercat, însă atât poate. Are o viteză foarte bună, Lazar trece acolo de Dinu, Lazar în continuare, Lazar a ajuns din spate. Ce bine a venit Răzvan Radu, proaspăt intrat pe teren, a reușit să-l oprească pe Valentin Lazar, care nu a mai avut suflu, a fost și destul de ezitant Lazar, ar fi vrut să-i paseze lui Zugula. Și consultă cronometrul Ișvan Kova și cred că va pune punct acestei partide. Într-adevăr, nu se mai întâmplă nimic, încă 3 puncte pentru Dinamo. 3 puncte care o ajută să o egaleze la puncte în clasament pe Pandurii Târgu Jiu. 28 de puncte acumulează Dinamo. Sare peste Gazmetan Media și Ceahlăul Piatra Neamț. Da, Dinamo se apropie la 3 puncte de Steaua, echipă însă care are mai puțin de 4 meciuri mai puțin decât Dinamo în acest moment. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriți.